Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți, uneori e foarte greu să facem emisiunea asta în București. Adică, realmente, mă întreb, de ce n-am putea face noi deșteptarea itinerantă? Luăm un tir, facem studio în el, cușete, tot ce trebuie, și umblăm prin țară, pur și simplu. În fiecare zi ne trezim și facem din altă parte. Cred că am luat 10 kilograme de fez. Da, pentru că am căutat ceva anume. Adică, de ce mă gândeam? Pentru că, uite, am văzut știrea asta, că în weekend, de exemplu, noi ne-am fi dorit să fim, am discutat, am stabilit, asta a fost dezbaterea, ne-am fi dorit să fim la Corund, în Harghita, unde a avut loc un soi de pomana porcului la nivel de campionat regional. A fost cu participare inclusiv din Ungaria. Înțelegi? Uh-huh. Au venit mai multe echipe și dânsele echipele cu participanți cu tot s-au întrecut în produs ce se produce de aleguri. Bucătari amatori din mai multe localități, cei mai câștigați au fost trecătorii, notează Observator News, care adaugă, pe lângă porcul la proțap, oamenii s-au mai putut bucura de pâine cu untură. Mamă, deci pâinea aia cu untură și cu un praf de boia pe deasupra și câteva feliuțe de ceapă roșie. Mezeluri tradiționale, tocană sau cârnați prăjiți și caltaboș. Îmi vine să plâng. Dar pe lângă asta, fiți atenți. Deci, de cine am fost acolo? Citez. Unii trecători, se înțelege, au primit și pahare pe care le-au purtat la gât ca să se bucure și de pălincă de câte ori aveau ocazia. Deci vă imaginați ce ne-am fost acolo, da. Practic, pomana porcului, ceaune, miros, grătare, mici, pâine cu untură, porc la proțap, ce mai vrei, piftie, tot ce trebuie și palincă. Și ca să nu te mai încurci, vorba aia, știi, unde e paharul, aveți un pahar, dați-mi și mie, ce beau eu acum, ții o sforicică, leși bine paharelul și ți-l pui din gât, înțelegi? Și eventual undeva cu adresă, adică trebuie să fie și adresa pe tine. Da, da. Unde locuiești tu? Scrie când te duci la târgu, la pomana porcului, scrie, pune pe piept așa frumos adresa și după aceea păhărelul și după aia te plimbi. Ce se poate întâmpla? Au grijă oamenii de tine, nu? Festivalul a ajuns la cea de-a 6-a ediție, s-a dovedit a fi o reușită. Oamenii aia fac, deci, de 6 ani ei fac acolo festivalul pomana porcului. În prima sâmbătă din luna februarie am înțeles că se întâmplă. Deci putem să ne punem în calendar și promit să repete isprava și la anul. Deci dacă nu reușim noi calendarul, vă rog, dragi corundeni, Ioregeld și bună dimineața, vă rog să ne sunați din timp. 0372069599. Notați-vă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.